Bună, numele meu e Ana Maria, m-am întors cu forțe proaspete din vacanță pentru că am fost în vacanță. Am făcut și un clip despre cum să te relaxezi în vacanță, pentru că în vacanța asta pe care am făcut-o o săptămână în Croația am reușit să mă detașez complet de toate gândurile proaste. Așa că acest video este un fel de tutorial. Și pentru că la întoarcerea din vacanță YouTube m-a întâmpinat cu un bug care a făcut ca aceste două clipuri să nu ajungă cum trebuie la voi, vă invit să le vizionați, pentru că într-unul dintre ele, adică în acesta, am și un premiu de 4.000 de euro pentru unii dintre voi. Să trecem la subiectul de astăzi, care vrea să răspundă la întrebarea: relația de cuplu este afectată de mediul înconjurător, de climatul din țară, de climatul socioeconomic, de interacțiunile cu ceilalți oameni? Și pentru că mă preocupă relațiile de cuplu sănătoase și modalitățile prin care să o mențin pe a mea sănătoasă și de lungă durată, vreau să fie o dezbatere clipul ăsta și să aflu și de la voi, oamenii cu relații serioase, cu relații poate de câțiva ani. Vreau să știu dacă și cum reușiți să mențineți nucleul de cuplu, nucleul cel mai important, intact sau cât mai puțin alterat de ceea ce se întâmplă în afara familiei voastre, ceea ce se întâmplă atunci când ieși pe ușă și intri în lumea exterioară și reală. Gândul ăsta cu relația de cuplu și influența factorilor exteriori a venit acum câteva zile, pentru că povesteam unui amic cum în Croația și în Austria, că am fost vara asta un pic și în Austria, am văzut foarte multe cupluri de 50-60 plus care încă se țineau de mână, care mergeau pe stradă cuprinși, care se uitau într-un fel drăgăstos unul la celălalt și le întrebam pe amicul respectiv de ce la noi în țară nu vezi cupluri trecute de vârsta a doua, în care partenerii de cuplu nu-și mai manifestă public sau poate chiar privat afecțiunea unul față de celălalt. Și amicul nostru înțelept spune că, băi, da, ale erau țări total diferite. Noi suntem în România, suntem în Estul Europei, am avut o viață grea, părinții noștri au avut o viață grea, generațiile dinainte, nu mai zic. Tu crezi că îți mai vine după ce petreci o zi afară și ai probleme și ai probleme cu banii și cu sănătatea și stres și tu crezi că îți mai vine să vii acasă și hei, iubita mea? Și ziceam că da, ar trebui să-ți mai vină, pentru că într-un fel te educi ca în momentul în care vii de afară, vii de la serviciu, vii de la facultate, vii de la școală, vii de oriunde, din orice loc care ți-a schimbat un pic chimia interioară și ți-a dat anxietate sau stres, în momentul în care treci de prag și intri în casă, trebuie să te educi cumva să te detașezi de toate prostiile care te-au influențat în rest. Desigur, Ane, pentru că toată lumea își poate permite luxul ăsta. E un domn care se uită la mine cum mă filmez. It's fucking awkward. Așadar, concluzia personală pe care am tras-o noi în grupul nostru de prieteni este că da, într-adevăr, relația de cuplu, pentru că doar despre ea vreau să vorbim astăzi, este influențată de tot ceea ce se întâmplă în mediul socio-economic al țării tale. Și dacă e să o luăm după alte studii, chiar de clima din țara ta. Și pentru că sunt o fată care încearcă să fie serioasă, mi-am întrebat și terapeutul, care mi-a confirmat teoria și mi-a zis că viața interioară, în integralitatea ei, este în legătură simbiotică cu mediul. Relațiile parteneriale cu atât mai mult, pentru că acolo se evidențiază cel mai mult diferențe dintre noi. Lipsa speranței, a încrederii, lipsa de perspectivă, asta afectează. Da, dacă mediul este propice, ne dezvoltăm mai armonios. Mulțumesc, Mihaela! Păi gândiți-vă așa, că în primul rând suntem influențați de familia noastră, respectiv de părinții noștri. Gândiți-vă cam de câte educații de cuplu au avut parte părinții noștri și câte discuții reușeau ei să aibă despre ceea ce simte fiecare, despre planuri de viitor, perspective sau chiar concepte filozofice sau psihologice. La câte articole despre dinamica unei relații credeți că au acces părinții și bunicii noștri? Când erau problemele alea mari, da mari, câți dintre ei credeți că apelau la terapia de cuplu, dacă exista terapie de cuplu? Iar de discutat problemele din relație cu prietenii, în cercul de prieteni, nici pomeneală, pentru că nu ne spălăm rufele în public și pentru că e rușinos să avem probleme, nu? Deci pornim din start cu un handicap cu care au pornit și părinții și bunicii noștri, dar acum poate putem să schimbăm ceva. Apoi, dacă ne uităm la piramida nevoilor, oamenii au nevoie de siguranță și securitate personală. Well, aici trebuie să-i mulțumim statului român.
Mulțumim că ne-ai făcut! Pe lângă siguranță și securitate personală, oamenii caută și un confort fizic. Să fie așa călduț și să fie o păturică și niște ceai cald și ceva cozy. Dat fiind nivelul nostru scăzut de trai, ciu-ciu, confort fizic. Ai de pana mea că s-a scumpit iar gazul. Deci eu și acum am șosete groase. Aoleu, o să vină campaniile pe vlog că am de plătit factura la gaz. Și apoi mai vine și neuroștiința, care spune că gândurile noastre ne schimbă chimia interioară, biochimia. Relația de cuplu este în primul rând o relație interdependentă. Pe lângă asta, cuplul este dependent de mediul exterior, de contexte sociale, culturale și de interacțiuni. Consider că am o relație de cuplu sănătoasă și sunt și blessed cu niște factori externi favorabili. Am un job pe care îl fac din pasiune și am posibilitatea să-mi creez propriul program de muncă. Am lângă mine un om alături de care am putut să mă dezvolt și am învățat unul de la celălalt și am citit împreună și am dezbătut împreună și am discutat și am ajuns la un nivel, la o relație funcțională și sănătoasă pe care chiar reușim să o menținem. Partea cu politicul nu ne lasă să trăim, de-aia las că ieșim și data viitoare la vot. În concluzie, putem să o ducem mai bine cu un pic de informare și un pic de educație, pentru că dacă sunteți ca mine, pentru noi e important ca acasă să fie bine, ca apoi să fie bine în rest, așa că ne străduim ca acasă să rămână bine. In your face, dragnea! Știți cum se zice, vrei să ai succes? Înconjoară-te de oameni de succes. Vrei să fii fericit? Înconjoară-te de oameni fericiți. Vrei să fii sănătos? Înconjoară-te de oameni care știu să-și păstreze și să-și pompeze sănătatea. Suntem până la urmă și suma celor 5 oameni cu care petrecem cel mai mult timpul, așa că dacă vrem relații funcționale care să fie cât mai puțin influențate de climatul socioeconomic din țara ta, înconjoară-te de oameni cu relații funcționale. Care mai sunteți acolo și cum faceți să vă păstrați relația încă mișto după ani și ani de trăit în România? Mulțumesc pentru atenție, sper că ți-a plăcut clipul de astăzi, sper că o să dai un share, că de data asta e mult mai important share-ul decât thumbs up-ul. Nu uita să te abonezi la vlogul de marți, o să înceapă clipul pentru că am revenit cu forțe proaspete, s-ar putea să postez și vinerea asta. Dacă nu, ne vedem marțea viitoare. Ciao! Un fel de tutorial. Încerc un truc. O intrare spectaculoasă! Uhu! După furtuna de aseară s-a rupt ceva la un borlan al blocului, sau cum se zice în Ardeal, la un scoc. Așa că sunt niște oameni afară care repară scocul. Gata? Poți să încep?